În timp ce tot mai multe voci spun că inteligența artificială a ajuns la fel de capabilă ca mintea umană, începem să ne întrebăm oare cui aparține viitorul. Oamenii au început să fie speriați că sute de locuri de muncă ar putea fi pierdute în favoarea automatizării. Tehnologia a avansat așa de mult încât există meserii care sunt pe cale de dispariție. În anumite cazuri, oamenii devin rapid înlocuiți de mașinării, iar în câțiva ani, aceștia se tem că vor dispărea multe locuri de muncă odată cu digitalizarea și avansul tehnologic rapid. Vor fi totul robotizat în viitorul apropiat. Aia se preconizează. S-ar putea. Afară, cum este, majoritatea lucrează roboții. În mod sigur se va ajunge, pentru că ăsta e progresul. Cu cât înaintează știința, se înlocuiesc unele meserii. Ce să faci? Asta e. În același timp, cetățenii se îndoiesc că roboții ar putea face aceeași muncă pe care o depune omul cu aceeași precizie și grijă și au încredere că din acest punct de vedere nu ar putea fi înlocuiți. E posibil, sau aproape posibil. Credeți că o mașinărie poate face munca unui om? O face, dar tot comandată de om. Fără om nu merge sigur. Tot omul o dirigează. Calculatorul nu merge sigur. Tot de aici pleacă. Nu se poate înlocui la toate. Să spun de ce. Unde pune omul mâna e sfântă. Mașinăria face anumite operații, dar nu pe toate. Dar nu pe toate. De face anumite operații și ușurează. Dar sunt operații care necesită mâna omului, sub orice formă. Și la ordonare, dacă vii, calculatorul, el nu poate să meargă singur. Tot cu mâna omului, dirijat, controlat sau verificat de el. Totodată, tehnologia promite o mai mare eficiență și servicii mai ieftine, ceea ce ar putea lăsa mulți oameni fără serviciu. Mai exact, casierii ar putea rămâne fără loc de muncă. Meseria de casier ar putea să dispară în curând, iar asta pentru că oamenii preferă să își scaneze singur produsele la casele de marcat. Prima astfel de casă de marcat a apărut în 2015, dar metoda de a plăti cumpărăturile s-a răspândit rapid și a devenit foarte populară.